pe care toți am desfășurat, suntem în polul complexului muzeal și senatorii, cu ocazia asta am inaugurat și o expoziție descoperă singur universul, o fotoexpoziție, pe care am realizat anul trecut și bineînțeles că am făcut bine pentru că am această experiență și sunt foarte, foarte reduse. Am avut transmisie live, care are observatoarea de lumii, în alt spate amenajat un observator astronomic, viitorul observator astronomic, pentru că el este finalizare din punct de vedere constructiv, așteptăm telescopul principal, după sponsorizare și camere de CCD și camere de transmisie de imagini și alte accesuri din fonduri europene, pentru un proiect, fonduri europene, cum vă spuneam. Am avut peste 3.000 de vizitatori la 100 de ore de astronomie. Am avut program de la ora 10 dimineața, nu de la ora 9 dimineața, până la 12 noaptea. Am fost câteva așa de conferințe. Dar ne-am bucurat că publicul nostru a reacționat și s-a prezentat un număr mare la acțiunile noastre. Vom discuta în continuare despre programele internaționale. Cel mai important este atropul cu Călin Popovici. Colegul meu vă va vorbi mai multe ceva mai târziu. Foarte multe lecții tematice de astronomie, observații astronomice de aici. Se pregătesc și elevii care participă la Olimpiada de Astronomie, atât la lecțiile teoretice, cât și la observații astronomice. Un alt program internațional este să facem soarele, iată viața de prezentare. Constă o prezentare cu PowerPoint, în care pile, află despre soare, rolul soarelui și așa mai departe. Și bineînțeles, observă soarele, lumină vizibilă și așa. Ceea ce descoperiți și dumneavoastră chiar în